Felicitări și multe planșe cu tematică de primăvară. Toate acestea au fost create de micuții de la Cercul de Pictură al Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni pentru a bucura inimile mămicilor. Au lucrat foarte mult copii la felicitări și la desene. Tu ce ai făcut? O felicitare și un desen. Pentru cine? Pentru mama. Da? Și ce ai scris în ea? Te iubesc mult, mami. Și ce să-i mai dăruiești mamei tale pe lângă această felicitare? O să mai mă gândesc. Cum o să-i dăruiești tu peisajul? Mamei și unei bunicei. Ei sunt toți deosebiți și cred eu că și talentați. S-au descurcat extraordinar de bine, sunt foarte mândră de ei și sper ca în continuare să vină cu aceeași mare bucurie și plăcere la cursurile de pictură. Chiar dacă sunt ceva mai mari, cu același entuziasm au tratat sărbătoarea mărțișorului și tinerii voluntari de la Team Mioveni. Voluntarii de la Team Mioveni s-au gândit să organizeze un atelier de mărțișoare. O parte din mărțișoare vor rămâne aici și vor fi expuse la 1 martie pentru o mică vânzare, pentru un scop caritabil. Iar o parte din mărțișoare vor fi păstrate de către cei care au venit să facă, pentru mamă, pentru tată, pentru frate, pentru cine doresc, o să vină și o să-și achiziționeze un mărțișor unic, special.